Vânzările de medicamente împotriva răcelii, durerii, dar și produsele de imunitate au explodat. Oamenilor le este frică de virus și din teama de a nu ajunge la spital, își fac provizii de medicamente. Producătorii români de medicamente atrag atenția că această goană după provizii medicale, numite stocuri de panică, ar putea goli rafturile farmaciilor până la sfârșitul anului. Cu gândul la răceala de toamnă, la virozele din iarnă și speriații de noul coronavirus, oamenii au mers pe principiul mai bine previi decât să tratezi, iar asta se vede și în cifre. În primele 8 luni din anul pandemiei au fost vândute 374 milioane de cutii de medicamente. Pe primele locuri în topul celor mai căutate medicamente se află nurofenul, parasinusul și paracetamolul. Părerile sunt împărțite printre mehedințeni. Unii spun că da, este necesar să ai un stoc de pastile făcut, pe când alții le consideră inutile și afirmă faptul că își cumpără pastile doar atunci când au nevoie. Vitamina C și paracetamol, dar nu, câte una pe zi așa, când, și vitamina C. Încolo stăm pe acasă mai mult, pensionar. E frica mare, că e cam pericol. Asta e. De treaba lor, fiecare hotărăște cum vrea să facă. Dar pastile de răceală v-ați luat în perioada? Nu iau, iau ceaiuri, deci mai mult ceaiuri pentru răceală. Pentru... Deci nu considerați că e bine să ne facem stocuri de medicamente dacă... N-are rost, la ce să luăm dacă nu ne trebuie? La începutul anului, farmaciile din România nu au avut săptămâni întregi medicamente pentru tratamentul tiroidei, diabet sau pentru hipertensiune. Oamenii cuprinși de teama de a nu se îmbolnăvi fac cozi în fața farmaciilor pentru a-și face stocul de medicamente, dorind să treacă peste sezonul rece, fără gripe, răceli sau chiar infecția cu noul coronavirus. Dumneavoastră v-ați luat pastile pentru răceală în perioada aceasta? Am luat paracetamol, aspirină, ăștia, am luat, dar văd că n-am nimic. Am făcut și ăla, vaccinul două, fac și pe al treilea de-al drept, ce o fi, o fi. Mai cumperi câte o pastilă, dar nu se iei în continuu, că alea te distrug. Te distrug, pastilele te distrug. Da, luăm vitamina C. Pentru prevenție mai mult. Da, sigur, sigur, un paracetamol poate... Când și când, dar vitamina C de regulă așa luăm. Speriații de ideea de a merge în spital sau chiar la medicul de familie pentru o consultație, mare parte din oameni au dat năvală în farmacii pentru a-și cumpăra la liber medicamentele care se administrează în tratamentul bolii.